Hai să nu ne gândim la ce va fi când mă săruți, când mă atingi. Fă-o ca și cu mâine la întâlnire, nu să ajungi. Vreau să te am dacă aș putea o viață, dar am doar o viață în față. Ai ajuns sau am ajuns târziu, nu e vina nimănui că n-am putut să știu că lângă tine n-aș putea mereu să fiu. Nu vorbesc cu nimeni, doar scriu. Cei de lângă mine nici măcar nu știu. Secretul poate o să meargă în sicriu. Vreau să fii acolo atunci când mă întorc. Să nu mă întreb cât stau, ci doar cum mi-a fost. Să ne purtăm mereu ca prima oară, ca și cum pasiunea nu se moară, chiar dacă o să doară. Cine spune că îi pasă? Cine te așteaptă acasă? Poate și mai rău, trăiesc, dar simt că mor de dorul tău. Norocul meu că ești cu mine, ghinion că nu acum. Am trecut prin multe flăcări, nu vreau să mănânc în fum. De mult nu mai suntem copii, trebuie să fim tari. Că și copii fiind, am tot avut probleme de oameni mari. Și am învățat să trecem peste ele împreună. Te-am cunoscut, a făcut și pentru mine Dumnezeu o faptă bună. Împreună știm că o să fim cât mai trăim. Distanța ne desparte, dar noi nu ne despărțim. Abia aștept să te ating, să ies din reanimare. Ziua în care ne vom întâlni va fi o sărbătoare. Când sunt treaz, trăiesc într-un coșmar și să adorm nu pot. E ca și cum aș fi la 4000 într-un avion fără pilot. Când nu sunt lângă tine, am numai de pierdut. Luptăm să avem și un viitor să ne amintească de trecut. Cine spune că îi pasă? Cine te așteaptă acasă? Aseară, tu nu ai răspuns. Am încercat și azi cu număr ascuns. Am crezut că poate așa ai să-mi răspunzi, dar am fost un prost. Mi-am dat seama că de fapt te-ai ascuns. Vrei să rămâi cu el? Nicio problemă, pa. Și n-am să-ți reproșez nimic, este viața ta. Părinții tăi mă sună, mă întreabă ce s-a întâmplat. Eu n-am cum să-i mint, le-am spus că ai plecat. Acum sunt eu soarele, pixul și câteva foi. Încep să scriu, să povestesc despre noi. Foile sunt pline, am nevoie de altele. Am nevoie doar de tine, nu le caut pe altele. Cratere sunt golurile ce au rămas în urmă. Nu știu pe cine să mai sun și nimeni nu mă sună. A trecut o lună, am crezut că o să-mi treacă. Dar dragostea-ți lipsește exact atunci când pleacă. Cine spune că îi pasă? Cine te așteaptă acasă? Care au trecut, i-am pus acum deoparte. Pozele și atențiile, amintirile toate. Am pe altcineva, oare o să pleci și ea? Îmi este frică acum, nu-i pentru mine așa ceva. M-ai sunat, nu am răspuns, eram probabil ocupat. M-ai sunat apoi iar și ți-am răspuns, te-ai bucurat. M-ai întrebat ce fac, bla bla etc. Ți-am răspuns că sunt ok și că ne putem vedea. Am ieșit amândoi, pe ascuns tu tot geloasă. Apropo, că mă așteaptă ea acasă. Eu am râs, apoi am râs împreună. Dar cu toate astea știi că nu mai putem fi împreună. Chiar dacă mă mai gândesc la tot ce a fost, chiar dacă tot ce a fost a fost extrem de frumos. Nu poți întoarce timpul, timpul a plecat. Vlad a plecat, ne auzim, te-am pupat, pa. Cine spune că îi pasă? Cine te așteaptă?